Bună ziua! Așteptăm concluziile celei de-a doua ședințe CSAT convocată de Klaus Iohannis în decurs de o săptămână. Membrii Consiliului Suprem de Apărare a țării s-au reunit la prânz pentru a discuta despre situația din Ucraina, dar și despre tranzitarea României de către transporturi de armament destinat Ucrainei. Gabriela Mihai ne aduce toate informațiile despre ședința de astăzi de la Cotroceni. Bună ziua, Gabi! Am găsit în doar câteva momente. Președintele României, Klaus Iohannis, va face declarații de presă în care va prezenta concluziile ședinței convocate astăzi la Palatul Cotroceni. Vorbim despre o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării în care s-au luat decizii importante. În primul rând că am văzut că încă de aseară președintele României, Klaus Iohannis, în discuția pe care a avut-o cu președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, și-a arătat disponibilitatea ca țara noastră să fie hub de distribuție pentru ajutoare umanitare către Ucraina. Nu este exclus ca în acest context să fie și o altă decizie majoră luată în cadrul CSAT, și anume aceea ca țara noastră să poată fi tranzitată de armament care poate fi dus în Ucraina. Totodată am văzut că încă de aseară președintele României, Klaus Iohannis, a făcut în continuare un apel astfel încât în țara noastră să fie trimiși mai mulți militari, trupe NATO, astfel încât să existe o mai puternică apărare în cazul în care este nevoie. S-a discutat cu siguranță despre situația de securitate națională și apărare în contextul evoluțiilor care vedem că au loc în Ucraina, mai ales că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a anunțat că este pregătit inclusiv să lanseze arme nucleare în contextul în care Rusia a fost izolată în ultima perioadă după ce au fost luate, aplicate sancțiuni drastice de către țările europene și nu numai, la nivel mondial. Au fost aplicate sancțiuni, în primul rând, la nivel economic, care afectează foarte mult în aceste momente Rusia, pentru că am văzut că inclusiv bursa din Rusia este în cădere liberă. Rubla este tot mai devalorizată, prin urmare există consecințe. Totodată, în urma acestor consecințe de ordin financiar, au fost blocate și conturile mai multor cetățeni ruși, oligarhi ruși. Aceștia au început să iasă rând pe rând pentru a transmite mesaje către liderul de la Kremlin, astfel încât să se mențină o situație de pace. În aceste momente vorbește președintele României, Klaus Iohannis. Împotriva unui stat suveran și independent, și nu putem accepta ca harta Europei să fie redesenată prin violență. Deplângem pierderile de vieți omenești cauzate de un conflict militar fără sens, de neconceput în urmă cu doar câteva zile. Un lucru este însă evident. Indiferent de deznodământul acțiunii militare, există deja un învingător, poporul ucrainean, care a devenit simbolul luptei pentru libertate, simbolul rezistenței împotriva unui invadator. Eroismul și curajul ucrainienilor inspiră și obligă. Agresiunea rusă a generat o reacție de unitate și solidaritate fără precedent a întregii lumi democratice, a arătat coeziunea și capacitatea membrilor NATO de a reacționa împreună, dar rămâne fermi împotriva unui agresor care riscă să destabilizeze climatul de securitate global. În același timp, Uniunea Europeană demonstrează din nou că este o mare familie, că împreună suntem mai puternici și că putem găsi soluții chiar și în cele mai întunecate momente. Apartenența României la aceste două structuri, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, dublată de parteneriatul strategic foarte solid cu Statele Unite ale Americii, reprezintă fără îndoială cel mai mare câștig al nostru din ultimii 30 de ani.
Țara noastră a fost implicată substanțial și rămâne în toate deciziile care s-au luat la nivel aliat în ultimele zile și acționează permanent pentru a oferi sprijin Ucrainei și cetățenilor săi care caută refugiu în țara noastră. Le mulțumesc tuturor românilor care sprijină eforturile consistente ale autorităților centrale și locale pentru gestionarea situației refugiaților intrați pe teritoriul României. Astăzi am decis în CSAT o serie de măsuri după cum urmează. În primul rând, am decis să intensificăm la nivel bilateral și aliat demersurile pentru consolidarea semnificativă a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic în perioada imediat următoare, prin dislocarea de forțe aliate și prin constituirea accelerată a grupului de luptă din România. În contextul general produs de efectele situației de securitate regională, este necesară susținerea pe diverse dimensiuni a Republicii Moldova, care se confruntă cu un val crescut de refugiați și posibil și cu alte dificultăți. În acest sens, în ședința CSAT, am decis o serie de măsuri de sprijin. În ceea ce privește contribuția României la efortul comunității internaționale de sprijinire a Ucrainei, am decis astăzi înființarea pe teritoriul țării noastre a unei facilități logistice, un așa numit hub, un centru, care să permită colectarea și transportul donațiilor internaționale în domeniul ajutorului umanitar către Ucraina și către ucrainieni. Totodată, am hotărât intensificarea măsurilor pentru a ajuta refugiații din Ucraina și a gestiona integrat un aflux masiv de persoane care intră pe teritoriul țării noastre. Acum, dincolo de deciziile concrete luate astăzi, consider că prezenta criză arată că, din punct de vedere strategic, sunt necesare noi acțiuni consolidate ale României pe cel puțin două dimensiuni. Am definit astfel două obiective strategice. În primul rând, este nevoie de creșterea capacității de apărare a statului român. În acest sens, consider că se impune creșterea procentului din PIB alocat cheltuielilor de apărare de la 2% cât este în momentul de față, la 2,5%. În al doilea rând, se impune realizarea independenței energetice a României, în principal prin dezvoltarea energiilor regenerabile și nucleare civile. Sigur, pentru îndeplinirea acestor obiective strategice vor fi necesare decizii politice și trebuie puse în aplicare planuri de acțiune concrete la nivelul instituțiilor competente. Vă mulțumesc! Europei să fie redesenată prin violență, indiferent de deznodământul intervenției militare, există un învingător, poporul ucrainean, a spus Klaus Iohannis, care de asemenea a menționat că poporul ucrainean și felul în care l-a gestionat criza invaziei rusești reprezintă un exemplu care inspiră. În privința măsurilor luate în CSAT, președintele a vorbit despre intensificarea consolidării descurajării pe flancul estic, inclusiv prin dislocarea de forțe aliate. De asemenea, a spus că s-a decis înființarea unei facilități logistice care să permită colectarea donațiilor internaționale, iar din punct de vedere strategic e nevoie de creșterea capacității de apărare a României și anume creșterea procentului din PIB către apărare trebuie să crească de la 2 la 2,5%. În altă ordine de idei, avem nevoie de independență energetică și, de asemenea, aici vor fi necesare decizii politice. Cât privește reacția la nivel internațional în criza din Ucraina, Klaus Iohannis a spus, suntem implicați în deciziile care se iau la nivel de aliați, iar apartenența la NATO și Uniunea Europeană
e fără îndoială cel mai mare câștig al nostru din ultimii 30 de ani. Continuăm și cu alte subiecte. Nu ne lăsați! Acesta a fost mesajul lansat de președintele Volodymyr Zelensky oficialilor reuniți în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European pe tema agresiunii ruse împotriva Ucrainei. Zelensky a îndemnat Uniunea Europeană să-și sporească sprijinul pentru țara sa. Șeful statului ucrainean a afirmat că Parlamentul European trebuie să dovedească faptul că e alături de Ucraina. We have proven our strengths. We have proven that as at a minimum, we are exactly the same as you are. So do prove that you are with us. Do prove that you will not let us go. Do prove that you indeed are Europeans. And then life will win over death and light will win over darkness. Glory be to Ukraine. Liderul ucrainean a făcut aceste declarații printr-o intervenție video în timpul unei reuniuni extraordinare a Parlamentului European. Volodymyr Zelensky a fost ovaționat în picioare de către deputații europeni. Mulți dintre aceștia au purtat culorile Ucrainei, atât înainte cât și după discursul președintelui ucrainean în fața Parlamentului. Traducătorul Parlamentului s-a chinuit să-și stăpânească emoția în timp ce transmitea relatarea lui Zelensky despre situația din țară după invazia Rusiei. Înainte de discursul lui Zelensky, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat că europenii salută cererea Ucrainei de a obține statutul de candidat și că vor lucra pentru acest obiectiv. În ceea ce privește potențialul de intrare a Ucrainei în Uniunea Europeană, Taoiseach Michael Martin a declarat că, deși este în favoarea unui proces accelerat pentru viitorii membri ai blocului comunitar, nu este sigur că Ucraina ar putea adera imediat. ONU a confirmat că aproape 136 de civili au fost uciși în Ucraina în 6 zile de război, inclusiv 13 copii. În schimb, Sergei Lavrov a avut parte de o surpriză neplăcută la ONU. Zeci de diplomați din Uniunea Europeană, Statele Unite și Marea Britanie s-au ridicat și au părăsit sala în momentul în care ministrul rus de externe a luat cuvântul în cadrul unei dezbateri privind drepturile omului. Lavrov se adresa Consiliului prin videocall după ce și-a anulat prezența la eveniment din cauza blocării de către Uniunea Europeană a curselor aeriene din Rusia. La intervenția sa, Lavrov a cerut Statelor Unite să retragă armele nucleare din Europa și să distrugă infrastructura asociată acestora. Președintele american Joe Biden a transmis aseară că nu trebuie să existe temeri în ceea ce privește amenințările nucleare lansate de Vladimir Putin. Astăzi însă, șeful de la Casa Albă a refuzat să le mai răspundă jurnaliștilor care îi adresau aceeași și aceeași întrebare capabilă să nască fiori. Va ataca Putin Ucraina și cu arma nucleară? Oficialii Casei Albe spun că retorica liderului de la Moscova e una provocatoare, dar nu există motive pentru a ridica propriile niveluri de alertă. Mr. President, should Americans be worried about nuclear war? No. Și în cursul acestei zile, Joe Biden a fost întrebat dacă apreciază că Vladimir Putin va folosi arme nucleare în conflictul din Ucraina. De data aceasta, de pe peluza Casei Albe, președintele american i-a ignorat pe reporteri. Ieri, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe afirmase că, în acest moment, Statele Unite nu au niciun motiv să schimbe nivelurile de alertă nucleară. Well, we think provocative rhetoric regarding nuclear weapons is dangerous and adds to the risk of miscalculation and should be avoided, which we're not going to indulge in. We are continuing to assess President Putin's directive and at this time we see no reason to change our own alert levels. So we assess, we have our own capacities and capabilities here, but nuclear war cannot be won. Oficialii americani spun că ce ar trebui să facă întreaga lume este să ia măsuri pentru a
reduce retorica provocatoare a Rusiei. The president has been very clear that he is not intending to send US troops to fight a war with Russia. As a no-fly zone would require implementation, it would require deploying US military to enforce which would be a direct conflict, potentially a direct conflict and potentially a war with Russia, which is something we are not planning to be a part of. Între timp, Rusia și-a întețit atacurile asupra marilor orașe din Ucraina. Harkov a fost principala țintă în această dimineață, iar o rachetă a lovit centrul administrativ regional din oraș. Între timp, armata rusă se îndreaptă spre Kiev cu sute de tancuri și de blindate într-o coloană care se întinde pe aproape 70 de kilometri. Lupte grele se dau și în Mariupol, unde se pare că ucrainienii au pierdut în fața rușilor. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra unei baze militare de lângă Izmail, regiunea Odessa, aflat la doar 15 km de granița cu România. Atacul a fost anunțat pe pagina de Facebook de primarul orașului Izmail, Andrei Abramchenko. Oficialul a menționat că atacul a vizat o unitate militară din satul Cairaclia. Nu este specificat dacă există morți sau răniți. Primarul le-a cerut însă locuitorilor orașului Izmail să rămână în casă. Soldații ucrainieni au reușit să distrugă numeroase blindate și cu armamentele antiblindate mai vechi. Într-o serie de imagini video capturate de pe casca unui soldat ucrainean, posibil în cadrul unor lupte pe un pod de lângă Kiev, se vede cum militarul împreună cu un alt soldat angajează în luptă blindatele inamice cu un lansator de grenade. Statul major ucrainean a anunțat un nou bilanț al pierderilor suferite de forțele rusești în ultimele 5 zile. Potrivit aceleiași surse, 5710 soldați din armata rusă care atacă Ucraina au fost uciși și 200 de soldați au fost luați prizonieri. Tot în ultimele 5 zile, armata ucraineană a distrus 29 de avioane, 29 de elicoptere și 198 de tancuri. Sediul administrației regionale din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a fost lovit de o rachetă a forțelor militare din Federația Rusă, după cum se vede și în imaginile care circulă pe rețelele sociale. Imaginile arată cum o rachetă, o bombă sau un proiectil explodează în zona sediului guvernamental regional din Harkov. Lovitura ar fi fost o încercare de a-l ucide pe guvernatorul Harkovului și de a elimina și echipa sa, cea care conduce apărarea orașului. În urma atacului au fost răniți 6 oameni, printre care și un copil. Ucraina a doborât 5 avioane de luptă ale Rusiei, printre care Su-30 și Su-35, au declarat oficialii în această dimineață. De asemenea, și Kievul este sub un atac continuu al rușilor. Armata rusă și-a intensificat și acolo bombardamentele. Un convoi de tancuri și blindate lung de 10 de kilometri se îndreaptă spre capitala Ucrainei, în ceea ce s-ar dori a fi un asalt final. Atacurile de dimineață au venit după încă o noapte de foc în toate orașele mari ale Ucrainei. În apropiere de Kiev, armata lui Vladimir Putin ar fi lovit cu rachete o bază militară și 2 blocuri de locuințe. Lupte grele se dau și la Mariupol. Din păcate, acolo se pare că ucrainienii nu au mai făcut față atacurilor rușilor și ar fi cedat orașul. Solidaritate din toate domeniile pentru Ucraina. În doar 6 zile, România s-a mobilizat pentru a ajuta pe cetățenii Ucrainei care au plecat din calea atacurilor soldaților ruși. Și Teatrul Național din București a oferit sprijin pentru ucrainenii care au intrat prin Vama Siret. Reprezentanții TNB au pus la dispoziție un autocar pentru a transporta refugiații în București.
Mame cu copii în brațe, copii cu bagaje, bunici, bătrâni și bolnavi au ajuns în Vama Siret, cel mai fierbinte punct de tranzit din ultimele 6 zile. Sute de voluntari de la diferite asociații, chiar și oameni simpli, au decis să-i ajute pe ucrainienii care se află în impas. La Vama Siret au ajuns și reprezentanții Teatrului Național București, care au pus la dispoziție un autobuz pentru a aduce mai mulți refugiați în capitală. În cadrul unui convoi din care face parte și autocarul Teatrului Național din București, pus la dispoziție prin amabilitatea și grija actorilor care au pus mână de la mână și au organizat acest transport. Nu sunt singurii voluntari care au vrut să dea o mână de ajutor cetățenilor străini. Mai multe microbuze școlare au venit până în Vamă pentru a-i transporta pe ucrainieni în mai multe zone ale țării. Refugiații ucrainieni care au reușit să intre în România au avut posibilitatea să se adăpostească în corturile instalate de voluntari și autorități. Sunt foarte mulți oameni care vor să intre în România, sunt costi foarte mari la intrarea în țară, însă sunt și costi foarte mari la îmbarcarea în mașini și autobuze puse la dispoziție. Peste 74.000 de refugiați au intrat în România de la începutul războiului din Ucraina. Aproape jumătate dintre ei au și rămas în țara noastră. Colonelul ucrainean Oleksandr Oksanchenko, pilotul care a participat la show-ul aviatic Bucharest International Air Show din 2016, a murit. El a fost ucis la Kiev de armata rusă în timp ce se afla la manșă. Militarul în rezervă se oferise să-și apere țara de forțele militare ruse. Colonelul ucrainean Oleksandr Oksanchenko a fost însă ucis în raidurile aeriene de deasupra Kievului. Militarul se afla la manșa unui Su-27 când aparatul său de zbor a fost doborât de ruși. Trista veste a fost anunțată pe pagina oficială de Facebook a European Air Shows. Oleksandr Oksanchenko a primit titlul de erou al Ucrainei din partea președintelui Volodymyr Zelensky. Militarul participase la show-ul aviatic BIAS 2016 de la București. Google Europe anunță că blochează canalele de YouTube ale publicațiilor Russia Today și Sputnik ca urmare a invaziei ruse în Ucraina. Anunțul a fost făcut de reprezentanții companiei pe Twitter. Aceștia au punctat că efectul blocării Russia Today și Sputnik pe întreg teritoriul european va fi imediat. Iar autoritățile române au anunțat că au închis sau urmează să închidă mai multe site-uri care propagau știri false în contextul crizei din Ucraina. De ieri, Russia Today nu mai emite în România. Guvernul a interzis difuzarea canalului de propagandă rusă de către operatorii de cablu din țara noastră. În paralel, au fost închise și mai multe site-uri care aveau aceeași misiune. În ciuda atacurilor constante ale armatei ruse, cetățenii din Ucraina dau dovadă de o rezistență incredibilă. Noi imagini din statul invadat de ruși au devenit virale pe internet. În regiunea Cernihov, ucrainenii s-au pus în fața convoiului de tancuri rusești. În tot acest timp, complet neînarmați, civilii au intonat imnul național intitulat Încă nu a murit Ucraina. Atât la această oră, imediat vin datele despre vreme, apoi emisiunea se întâmplă acum, de la fix, pe curând.